Zecile de gropi de gunoi ilegale din țară ne-au adus condamnarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta este vestea rea, vestea bună este că deocamdată în această fază a procedurii de infringement România nu va primi amendă. Instanța Uniunii Europene obligă însă autoritățile să plătească cheltuielile de judecată și să respecte hotărârea Curții. Autoritățile române aveau obligația să închidă și să reabiliteze depozitele de deșeuri care nu corespund standardelor până în iulie 2009. Prin faptul că nu s-a conformat referitor la cele 68 de depozite de deșeuri în cauză, de a lua toate măsurile necesare pentru a închide cât mai repede posibil acele depozite de deșeuri care nu au primit autorizația care să le permită să funcționeze în continuare, România nu și-a îndeplinit obligațiile cei revin în temeiul articolului 14 litera B din directiva 1999-31 coroborat cu articolul 13 din aceasta se arată în hotărârea pronunțată ieri de Curtea de Justiție a Uniunii Europene Dacă, în ciuda hotărârii curții, România nu va remedia situația, Comisia Europeană poate retrimite cazul la instanță Abia la a doua trimitere a Aș caz la Curtea de Justiție, Comisia Europeană propune instanței să impună sancțiuni financiare. Depozitul de gunoi patarâi din Cluj-Napoca este unul din cele aproape 70 de depozite ilegale pentru care România riscă să plătească penalități de peste 20.000 de euro pe fiecare zi de întârziere. Statele membre ale Uniunii Europene au obligația să elimine deșeurile într-un mod care să nu pună în pericol sănătatea omului și natura. Este interzisă abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a resturilor menajere.